Ședința de Consiliu Local din Drăgășani, din data de 24 noiembrie, a început cu o solicitare mai puțin obișnuită. Deci am rugat și eu frumos să fie prezent un reprezentant de la Poliția Locală, că deja mi s-au făcut amenințări pe aici. Ia uitați, unde este? Este. După ce s-a trecut peste acest moment jenant, s-a pus în discuție proiectul de aprobare a documentației tehnico-economice pentru modernizarea stadionului municipal Drăgășani, prin reabilitarea pistei de atletism. Vreau să felicit conducerea primăriei pentru această inițiativă, care este benefică atât pentru atletismul din Drăgășani, care se știe că încă din 1975 a devenit unul dintre sporturile tradiționale ale orașului și până în prezent numai pentru fotbal, deci numai pentru fotbal s-au luat tot felul de măsuri. Acum a venit rândul și atletismului și acest stadion este benefic nu numai pentru sportivii, atleții ai municipiului Drăgășani, unde pot ca să se pregătească în condiții foarte bune, dar și pentru cetățenii municipiului cărora le place mișcarea. Cred că s-au săturat și ei să alerge prin clubile care erau pe stadion. Și pentru arhitectura urbanistică a Drăgășanului, pentru că, vă spun, stadionul din municipiu ajunsese mai rău decât un stadion de la... Stadionul municipal din Drăgășani are o vechime de peste 70 de ani, așadar lucrările erau necesare, însă subiectul a generat discuții. Nu se poate să prezentați o documentație tehnico-economică fără să avem un minim de măsurători. O măsurătoare. Ce propun eu aici? Am propus să fac o pistă de 4 benzi, de 6 benzi, de 8 benzi, care să aibă lungimea de atât, lățimea de 1,22, pentru că așa încerc standardele Federației Naționale de Atletism și care, într-un final, va avea o suprafață acoperită cu tartan de 3.800-4.000 de metri pătrați. Deci, ca unul care face deviză de vreo 40 de ani, nu această cantitate de 150 de metri cubi este suficientă pentru înțelegerea lucrării. Pentru că recepția se va face pe suprafața de tartan turnată și nu vă decopertează nimeni structura să vadă cât beton a intrat acolo. Și așa este foarte puțin. Deci eu agrez inițierea acestui proiect cu singurul amendament că acesta trebuie făcut ca la carte pe o bază de beton solidă, pentru că știți mai bine decât mine, și domnul Voroșan e aici de față, cotele pentru această pistă trebuie luate din jumătate în jumătate de metru, ea trebuie să fie plană perfect. Să se scoadă la licitație lucrarea și făcută cu o firmă care are un review în spate, care a mai făcut lucrări de genul acesta. E clar că se face cu bugetul local, deci e prevăzut, sunt prevăzuți banii orașului. Nu fonduri europene, nu altceva, banii orașului. Inițial au fost prevăzuți pentru lucrarea asta 250.000 de lei. Acum vedem, în baza unui așa zis devii general pe care nu-l regăsim aici, 750.000 de lei. Nu știm de unde este. Suma de 750.000 de lei, dacă facem un calcul împărțit la 5, sunt 150.000 de euro. Peste 100.000 de euro, conform legii, trebuie făcută licitație publică. E o lucrare. Cine vrea să spargă lucrarea în bucăți ca să scadă sub 100.000, intră sub incidența legii. Deci asta e o lucrare totală, prevăzută de 150.000 de euro. Trebuie licitație. Deci din start, dacă faci licitație, pică termenul de investiție, achiziție de 10 zile, pentru că licitația durează cel puțin o lună, poate două, poate trei, poate minim contestații. Și uite așa, toată povestea asta nu e valabil. Deci eu vă spun că nu aveți și nu avem cum să votăm asta, dar pista și baza sportivă este foarte necesară și trebuie făcută. Pentru a lămuri situația, a intervenit viceprimarul Adrian Zăuleț, căruia i s-au alăturat și alți consilieri. Deci estimarea unor costuri se face pentru orice lucrare. Mai trebuie să știm mai multe câte va costa un lucru, da? Estimezi un cost. Dacă e nevoie, mai pui bani dacă nu e, dacă mai puteam. Pentru investiții există un normativ care apreciază aceste devize.
general. Sunt niște normative pe care le apreciază. Cu anumite criterii. Când și-au aplicat criteriul respectiv, nu trebuie să faci demis. Este cu totul altceva. Prețurile la materiale și la manovrare, facem astăzi 10 lei, păi vine 500. Deci zboară. Deci faceți o estimare, asta e. Și lucrarea să se... Păi s-a făcut estimare. Condiții bune și de calitate, atât. Pregătiți infrastructura și pentru continuare. Pentru că dacă nu facem infrastructura pentru toată pista, după părerea mea, dacă intervenim, să prelungim ceea ce facem acum, să continuăm, pe infrastructură și cu buldozere și cu aia, distrugem și ce am făcut. Lucrarea se face în două etape. Una se face structura, făcută de primărie, partea de tartan o face o firmă specializată, pentru că ei trebuie să schimbe parcul, presiune. După o jumătate de oră de discuții, întrebări și răspunsuri, mai lămuriți, consilierii locali au votat acest proiect.